Un avion militar de tip IR-99 Shoim s-a prăbușit în apropierea localității Nicolae Bălcescu din județul Bacău în timpul unui zbor de antrenament. Cei doi militari aflați la bord s-au catapultat și au căzut într-un lac de acumulare. Echipajele de intervenție au reușit să-i scoată din apă. Unul dintre ei a fost rănit și a fost transportat cu un elicopter smurd la un spital din București. Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, împreună cu șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă, s-au deplasat la locul prăbușirii avionului. Conform procedurii, o comisie numită la nivelul statului major al forțelor aeriene va investiga cauzele producerii evenimentului. Aeronava militară de tip IR-99 Shoim cu dublă comandă aparținea bazei 95 aeriene erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău. Acest tip de avion va intra într-un proces de modernizare, urmând a fi folosit pentru instruirea piloților de pe F-16. Incidentul din județul Bacău are loc la o săptămână după ce un MiG-21 Lancer s-a prăbușit în timpul unui meeting aviatic la baza Borcea. Pilotul MiG-ului a murit în explozia produsă după prăbușirea aparatului.